Cum vezi tu, în noile tehnologii despre care am vorbit, poziția glifosatului? E o poziție esențială, dat fiind faptul că eu mă ocup de produsul ăsta la nivel de România de ceva ani și vreau să văd dacă și tu crezi că acest produs are un viitor sau, din contră, poate fi înlocuit foarte ușor cu alt mix de produse sau de molecule sau pur și simplu la prețurile la care se găsește pe piață glifosatul, că alături de îngrășăminte e produsul cel mai scump cu explozia cea mai mare de preț, dacă se mai justifică, pentru că toată lumea vedea glifosatul ca soluția cea mai ieftină. Păi, legat de glifosat, criticii glifosatului au fost și ei ipocriți pentru că au cerut cu totul și cu totul interzicerea lui. Dacă erau așa de interesați de folosirea în exces a glifosatului, ar fi putut să ceară o raționalizare. Puteau să ceară la suprafața fermei o cantitate limitată la hectar. Pe de o parte. Pe de altă parte, limitarea aia în uz a fost adusă de piață. Glifosatul ca substanță activă s-a scumpit foarte tare. Adică în momentul ăsta nu mai e chiar o bagatelă să dai cu glifosat pentru că el aproape că și-a triplat prețul. Este foarte adevărat, aproape că și-a triplat prețul, în unele cazuri chiar l-a Da. triplat. Întrebarea este următoarea: va fi momentul ăsta un moment de cotitură în care căutăm variante alternative la glifosat, omologăm la Nu nivel de există în Europa? momentul ăsta variante alternative la glifosat. Glifosatul trebuie să rămână ca opțiune, ca un instrument în trusa de sculea fermierului, la care să poată apela la nevoie. Sunt situații specifice în care nimic altceva nu face treaba. Până și știm cu toții francezii cât sunt de ecologiști și de au fost în practic în avangarda curentului ăstuia care ne-a diminuat randamentele. De fapt, le-a diminuat lor, că noi n-am făcut decât să creștem în ultimii 10-20 de ani. Nu, poate că o să ne oprească un pic creșterea de randament. Dar până și președintele lor a ieșit într-o declarație publică și a spus că împreună cu ministrul al Agriculturii a constatat că glifosatul este un instrument esențial în chiar agricultura conservativă. Nu se poate. Deci, aversiunea față de glifosat are la bază două lucruri. Unu, în Statele Unite a fost folosit în exces și a dus la niște dezechilibre în mediu, apariția de plante rezistente și niște probleme în sol, pentru că este totuși un biocid folosit în exces, are niște efecte pe undeva. Și doi, glifosatul are așa o aură de asta asociată cu GMO-urile și e un instrument, cum să zic, nedreptățit în opinia publică. În primul rând că situația din Statele Unite venea din rotația a două culturi, ambele rezistente la glifosat. Chestia asta în Europa nicăieri nu se întâmplă. Cu atât Porumb mai și puțin soia. porumb soia, porumb soia, porumb Da. soia și doar glifosat. Normal că mai devreme sau mai târziu natura se adaptează și îți creează niște probleme mai mari decât poți să duci. În Europa situația asta nu se aplică. Odată. A doua oară. În momentul în care s-a discutat despre înverzirea agriculturii ca sursă mare de poluare și de toate cele, discursul a luat-o la vale ca un bulgăre de zăpadă și decidentul politic și unii promotori ai inverzirii au uitat să facă distinția între reducerea folosirii produselor de protecție a plantelor și adevărata țintă care este scăderea amprentei de carbon a sectorului întreg. Pentru că noi vorbim de schimbări climatice. Schimbările climatice sunt determinate de emisiile de carbon, nu de câte fungicide dai tu la hectar. Pentru că amprenta de carbon
în agricultură este determinată de folosirea îngrășămintelor și de lucrările solului. Dar ce spui tu, politicile agrare sau agricole europene sunt făcute de politicieni, nu sunt făcute de tehnologi. Care nu mai votează nici măcar în conformitate cu avizele date de EFSA. Adică EFSA îți spune că un produs este sigur pentru om și pentru animale și totuși în Parlamentul European se votează împotriva... Crezi că se va ajunge la o normalizare sau la o chestie de bun simț în acest domeniu? Sau se va ajunge, dar din păcate... Lumea va uita reveni la vechile... Nici nu se pune problema. Se va ajunge, dar se va ajunge, din păcate, prin cel mai nedorit, pe cea mai nedorită cale posibilă. Adică criza alimentară. Toate bune și frumoase până la prima criză alimentară.